relief. Trece Virga pe aici sau nu trece? Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Oficial a început distracția. Acum de ce zic asta? Pentru că am crezut că o să avem anul ăsta ghinionul. Între ghilimele, bineînțeles, ghinionul. Să nu recoltăm, adică ghinionul să recoltăm în condiții grele. Și uite că avem norocul ăla care recoltăm în condiții grele. Nu știu dacă vedeți, dar acolo 6 km pe bord, cu manșa, între a doua împinsă la maxim, care normal cu a doua împinsă la maxim trebuie să meargă cu vreo 10 km și ea merge cu 6 km. Cam cât poate fi de moale terenul ca să mă țină în loc așa tare. Foarte moale, vă spun eu. Aici am prins chiar o zonă unde e mai dâmburoasă, așa pot să zic. Acolo ceva mi s-a înfundat. Dar avem și zone din ale extrem de faine. În care stă și apă. O să vadă pe celălalt capăt, e vorba. Să ajung în capăt odată. Și mă duc să văd prima dată la manșe. Mă duc să văd cablu, care un cablu. Nu, dacă nu, cumva mi-a slăbit cablul respectiv. De ce nu merge mai tare? Ar trebui să merg un pic mai tare, că de patinat nu patinează, să scufunde un pic, da. De patinat nu patinează. Încercăm să ieșim aici mai pe uscat. Uscat. Nu e uscat nimic, da. E mai sus un pic, e zona mai sus. Așa, aia. Și deschidem și ciclonul să vină colegul. Mergem un pic mai în față. Cam aici, așa, ne oprim pe aici. Ne oprim, am zis. Foarte, foarte greu. Mă dau jos și vă zic ce am rezolvat cu cablul respectiv. Trebuie să mă îmbrac un pic aici, un pic haos la mine în cabină. Mă îmbrac, că-s 7 grade afară. Scar pe ei pe drum, dacă îi bag în parcela de acolo, nu mai ies cu remorcele. Dacă apuc să-i bag în parcela, nu mai fac mari lucruri pe ei. Hai jos! Hai jos, te trebuie să mă ajut la chei de aici. Să vii jos. Că revenim după ce evităm ce rezolvăm. Hai că între timp am făcut ce v-am zis, am întins un pic pe cablu, dar merg cu 9 km jumate. Dar am lucrat un pic și la cablu, că vine așa într-un guler, știți, și vine cablu băgat în guler. Și mi se părea că mers un pic greu, dar după ce l-am mișcat eu de câteva ore înăuntru acolo, parcă și-o dat drumul, nu știu, ori au acumulat prafuri, nu dau seama ce s-a întâmplat. Dar oricum am mai deschis două filete, deci pe întinzătorul ăla am mai deschis două filete și acum merge. Într-adevăr, parcă arată lui din loc, acum nu știu. Și înainte și înapoi, deci mai liberă manșa cum ar veni. Până acum era tare, nu știu, tare greu mergeam și manșa, mergea greu, acum merge mai ușor. Acum ne merge și mai bine și combina. Nu stăm în loc, merg cu 5 km tătă zua, că noi porumb de 5 km, da? Dacă era porumb din ăla de vreo 12, 13, 14 tone, să zicem așa, atunci da, nu ziceam nimic, hai că mi-are cu 5 km. Dacă n-am porumb din ăsta de 2 tone jumate, cam greu. Mai prinde iepuri acolo, și aia este unul, dar prinde ei, nu știu, pe unde au apărut. Sunt câțiva, am văzut și niște căpriță, a intrat în partea aia dreaptă. Mulțam. Avem două rânduri de dus înapoi. Și le
terminăm aici, nu suntem troparcă, suntem în același parcel, numai că tot am venit cu câte un pic, aici vă ziceam capătul ăsta, că capătul ăsta vă ziceam că e moale. Dar uitați ce urme am lăsat aici, trebuie să fiu atent, mai atent, în sensul ăla. Avem și apă! Uitați ce aici, ai de căpun. Acum o să vedem noi cât de bine prindem pe rândul ăsta. Da, asta. Asta mă așteptam și eu, că ne trage urma aia veche. Dar ne-am redresat rapidos. Am văzut câteva bobe pe jos și m-am dat jos și m-am uitat care-i treaba. Că pe senzori îmi arată imediat, nu știu că dacă acum o să-mi arăt, dar mi-a arată un pic pe batere, o liniuță mai mișcă din când în când. Și zic, mă dau jos să văd eu care-i treaba. Dacă senzor arată, trebuie să fie și jur ceva. Treaba e că pe jos nu sunt bobe întregi. Bă, dar ce e aici, moale? Sunt bobe din alea din capătul știuletului care, nu știu cum să le zic, bobe de ale micuță, care n-au, nu produc, deci n-au nicio producție în ele. Sunt numai bobe care se încurce, vorba aia. Și cred că alea îmi lovesc în senzor și mi arată un pic de pierdere, că bobe normale, mari și sănătoase, nu sunt. Mai este câte unul aici colo, dar e poate fi și de la header. Nu neapărat de la combina, pentru că pe combina nu mi-arată în spate să te pierdere. Deci din combina teoretic n-ar trebui să fie. Teoretic. Practic, s-ar putea, nu zic că nu, dar nu sunt multe. Aia zic că sunt aici colo câte un bob. 1, 2, 3, 4 bob. Dar treaba e că sunt multe bobe din ale. Știți de care zic, cum e știuletul, în capătul știuletului și cum e așa știuletul, în capătul lui are ciumogul ăla care nu a mai făcut, nu a mai apucat să facă, sau nu știu ce, nu s-o dezvolta, cred că știuletul cât trebuie, de-aia rămân așa bobe și ale și dacă dai să le desfaci cu una, să le desfaci foarte, foarte greu. Și cred că acolo mi-a arătat un pic de pierdere pe batere, că altceva n-ar putea arăta, că nu-mi dau seama. Desfarma nu-mi sfarmă. În buncă, omul nu se vede că bate soarele, dar v-aș fi arătat. Un pic de umiditate, cred că avem la porumbul ăsta, nu merge 1000 de metru, nu merge. După cum vedeți acolo în clipul ceaște, ăla e 1000 de metru. Aici am 4,1% umiditate, 4,2 metri, da, vă dați seama, ăsta nu am porumb de 4% umiditate în ui. Am ceva problemă cu melc, la melcul de la 1000 de metru. Și suportul de la melc. Suportul de la melc vine așa și melcul de la el vine așa. Deci vine în el. Și aici are o gaură în care se învârte melcul respectiv. Și gaura aia s-a creat un pic de uzură în el. Sau de atâția ani are uzură. Și dacă intră un pic de praf sau orice în el, gata, îmi blochează melcul și nu se mai învârte, nu mai indică umiditate. Alea o să le comand și o să le remediem. Cum suntem aici, la transport am cele două opteruri, optare, opter 270 și opter 340, adică 8270R și opter 340, care duc remorcile de aici, după cum vedeți, nu le încarc, nu le încarc pe parcele, stau pe drum, le duc până acolo în partea mea dreaptă, acolo este un pod și după aia avem drum bun, acolo la pod stă Petrica. Petrica ia remorca cu porumb și o duce mai departe până în fermă. Deci de aici până la pod o duc ei, că e foarte rău drumul. Aveam ieșit și eu cu combina afară. Am vrut să filmez și când i-am ieșit, dar n-aveam baterie. Până s-a încărcat un pic bateria la GoPro, n-am apucat să filmez. De aseară am uitat să mi le pun la încărcat și n-am avut baterie să filmez drumul. Dar probabil o să filmez când merg înăuntru să vedeți despre ce vorbesc. Dacă e pe parcela e rău, vă dați seama ce e pe drum. Și atunci, de la podul de betonul respectiv, Petrica duce mai departe, pentru că așa s-a hotărât
Să nu facem noroi pe drumul ăla bun, să nu stricăm drumul bun, să nu facem noroi cu tractoarele astea, de-aia băieții cu tractoarele mari scot remorcile în drumul bun și acolo petrică singur să descurcă. Oricum, până aici, eu nu le pun pline, nu pun remorcile pline, că nu cred că ar putea mere cu ele pline, dar cred că dacă pun plină remorca, și rămâne. Văd că Nicolae deja s-a și chinuit cu o remorcă, că văd că are ceva noroi pe el. S-a chinuit, da, cred că a rămas în formulita ei sau ceva. Ceva s-a întâmplat. Hai să mă întorc să pun pe el, să-l trimit. Nu am mult, dar... Hai să-mi se deschide ciclonul, nu că-i dăm una pe cabină. Că dacă e semi-deschis, avem șansă să ajungă la cabină. Hai, vedeam cât are remor. Păi mare lucru nu, dar are remor. Oricum pun cam jumate remorcile, nu le pun pline, pentru că e rău, e rău, foarte rău drumul. E cât să tragem de ele, să le stricăm. E că mă duc mai încolo și vin de acolo încoace. Da, uitați, cred că a rămas Nicolae aici. Văd că s-a chinuit un pic aici pe drumul ăsta, fai. Ia. Da, ce-a făcut aici. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. De fapt, cred că avem acolo capătul. Da. Capătul ăsta era nefăcut. Acum vine momentul adevărului. Acum vine momentul cel mare. Mult așteptat de toată lumea. Să vedem. Trece Virga pe aici sau nu trece? Ai, mamă, cum s-a dus. Rachetă s-a dus. Ei, place la Virga. Place la Virga asta. Noroiul și apa, cum îi place la Eminescu poezia, mă. Cum i-a plăcut, de fapt. Nu mai îi place la sărac. Oricum, așa o trecut cu balta aia, nici nu o simțit-o. Prima dată am rămas împotmolit. Am pus camera pe cap, dar nu am vrut să filmeze. Mai aveam atâta, că nu știu dacă se vede, dar mai aveam un 50 de ari și terminam aici. Și o zis roata mea din dreapta că e... Nu mai vreți să virez. Mi s-a rupt capul de bar. Deci, la Virga, în noaptea asta, dormi afară. Dacă nu vrei să vii acasă cu noi, dormi afară. Am vine opterul, descărcăm pe el. Cam în buncăr. Descărcăm pe el. A, l-a descărcat. Și mergem înăuntru. Și vedem pe când avem piesă. We'll be right back.
Am eu și eu între timp ca trafusele de pe aici. Hai să închid ușa. Descărcăm, ne strângem ce avem de strâns, închidem combina, bineînțeles. Ce avem de închis. Pe aici. Și o luăm către casă. Am ajuns și la ultima zi de recoltat, ultima noapte de recoltat, am vrut să zic că costela. Am remediat problema dimineață, n-am mai filmat. Am reușit, am făcut rost de un cap de bară nou. L-am schimbat, mai greu un pic ce drept, dar au ieșit, a fost ruginit acolo. Mai am aici un 13 hectare bune, 14 cam așa. 14 nu, cred că încă vreo 13 hectare cred că mai am. Și suntem gata cu porumbul pe 2023. Da. Deci cam așa arată tot porumbul. Asta e un porumb care a fost lovit din plin de gheață. Asta dă undeva la o tonă jumătate. Și avem și apă în el. Și câteva urme faine de apă. Deci ne poartă cum vrea el, deci teoretic așa mergem cam cum vrea el. Cam astea fiind spuse, ne vedem la următorul video, care nu știu cu ce o să fie, probabil cu Arad. Sper să vedem cu Arad. Numai că la Arad nu o să putem intra până în ungheață. Și până în ungheață serios. Așa că până la următorul video, care nu știu exact când o să fie, dar o să fie. Să ne vedem, să ne auzim cu bine. Și nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați, să vă puneți și clopoțelul și numai bine rău la nimeni.